Hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Din nou, este a doua oară când filmez. Când sunt fetițele aici, nu pot să filmez, pur și simplu, pentru că ba vin și se cățără pe mine, ba se ceartă pe jucării, ba. Pe Alan am dus sus ceasul, este 5, pentru că este foarte obosită, n-a dormit astăzi. Și am zis, chiar dacă este... Nu mai puteam să o țin până la 8. Nu o să o las foarte mult, o să o las în jur de jumătate de oră ca să apuce ea să se odihnească așa cât de cât, o jumătate de oră, maxim o oră, iar apoi o să trezesc și o să țin trează până pe la 8, dar de acum nu mai puteam să mai țin încă 3 ore pentru că deja a început să facă foarte urât, se vedea că este foarte obosită. Bun, astăzi este joi și dacă mi-ați urmărit vlogul trecut, știți că am fost la... Gene, așa au ieșit, trebuie să mă uit și acolo ca să văd dacă vă arăt bine. Așa au ieșit, sunt foarte, foarte mulțumită de ele, abia așteptam să mi le pun, vă zic sincer. Nu-mi luați în seamă coșurile acestea, nu știu exact ce se vede acolo. Am foarte multe pe partea asta, mi-apar doar o dată pe lună, ca să mă fac așa un pic înțeleasă. Și da, am deschis, inițial voiam să încep vlogul, așa am propus să zic eu, după ce termin la Gene, deschid un alt vlog, dar m-am luat cu treabă, am și strâns niște lucrușoare. Vreau să trimit un pachet cuiva drag mie și le-am strâns așa pe toate pentru că trebuie trimise zilele astea, bine, pachetul trebuia trimis de mult. Catalea, să știți că mănâncă chipsuri acolo dacă auziți ceva, ea se aude. Doar că am fost așa ocupată, în fine, nu m-am mai scuz. Și acum m-am decis să vă arăt, am aici niște produse. Din nou am dat comandă de la Forever și de la Boots. Bun, o să vă arăt imediat ce am luat de la Forever. Le-am luat pentru Catalea, pentru că Alana nu are probleme. În primul rând... I-am luat această cremă cu propolis pe care Catalea a mai avut-o, noi am terminat-o și vă zic sincer, de când folosesc această cremă, nu este vreo reclamă, vă zic sincer, nu sunt reprezentat sau altceva, dau și o comandă de la o fată pe care o îndrăgesc foarte mult, avem așa câteva, o poveste asemănătoare și eu îndrăgesc. Și de când am folosit această cremă, eu vă zic din toată inima mea și cu toată sinceritatea, că ei nu i-au mai apărut eczeme pe piele. Nu mai are nimic, nici nu am slăbit-o, dar nici nu am folosit-o zilnic. Adică i-am dat, atunci la început i-am dat zilnic cu ea, iar apoi când am văzut că au început să-i dispară, i-am dat de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână. De cele mai multe ori de două ori pe săptămână după ce îi făceam băiță. Și da, am recumpărat-o. Aici l-am mai luat fetelor aloe vera gel, ci că este foarte bun acesta din câte am înțeles eu, tot așa pentru eczeme, dar cel mai mult pentru vânătăi. Alana mi-a căzut la grădiniță și a avut un pic, bine încă mai are, dar nu se vede cine știe ce, a dat cu partea aceasta de ochi, de mobila de la grădiniță. Doamnele de acolo și-au cerut scuze, dar până în final asta se întâmplă și acasă. Și pe Catalea am avut-o acum câteva luni, nu mai țin minte exact, cu Dita mai ochiul negru aici, pentru că pur și simplu a căzut, sărea în pat și a căzut cu ochiul de pătuță. Adică lucrurile acestea sunt inevitabile. Așa, unde rămăsesem? A, și de aceea am luat-o ca să o încerc, pentru că v-am zis, am înțeles că este foarte bună pentru vânătăi. Și încă un produs, acela aloe vera gel, și cu acestea sunt noi pentru mine, nu le-am mai folosit. Acesta este un spray, tot cu aloe, aloe first, și vine așa și cu pompiță. Și acesta, din nou, am înțeles că este foarte bun pentru coșuri, pentru... Nu știu, ci că este un produs minune, zicea o mămică că l-a folosit și pentru, sunt înscrisă pe un site special de la Forever, că l-a folosit și când i-a făcut băiețelul nou născut acea la ochi, nu știu, mie nu mi s-a întâmplat la fetițe, li se lipea ochiul și l-a folosit de 2-3 ori
și i-a trecut. O mămică zicea că a pulverizat și în gât. Nu știu, mi-ar fi frică, vă zic sincer, pentru că fetița ei a avut ceva roșu în gât și că i-a trecut. Eu nu aș face treaba asta. Eu am luat-o mai mult pentru, nu știu, julituri, bube, din acestea, știți? Și acum o să deschid colețelul de la Boots. Asta e dezavantajul celor de la Boots, că aștepți o grămadă după ele. Eu cred că am așteptat o săptămână. Asta e dezavantajul la ei, dar găsești prețuri foarte bune și dacă ai card, îți bagă puncte pe card și punctele acelea se transformă în bani. Bun. Ia uite ce am primit. Am primit ce mișto. Nici nu dădese comandă, cred că a fost ceva ofertă. Un gel din acesta. Ba nu, e de spălat. Un săpun disinfectant de mâini. Foarte mișto. Nu știu, chiar nu mă așteptam. E cu mere verzi. Să se vede armea aproape. Așa, să se dau skip catalei că se uită la desene. Iar eu mi-am luat aici un produs nou și două produse pe care le-am mai folosit. Am recumpărat această cremă acum câteva luni, cred că prin septembrie, dacă nu mă înșel. Eu am cumpărat-o pentru prima dată pe aceasta. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu știu dacă v-am mai zis, eu am avut niște pete pe piele. Am fost de o grămadă de ori la GP și, în fine, nu știu ce loză scape acolo, oricum mie nu-mi place GP-ul de aici, nici să mă bați. Până ajungi la spital, te mănâncă toți doctorii de la GP. Nu, în fine, asta este altă poveste. Și mie mi-au trecut cu această cremă. Acum văd că au început să mai mi-apară pe aici niște pete, așa, gen e sânge sub piele, nu știu să vă explic. Mi-au făcut analize la sânge, mi-au dat niște creme, n-am absolut nimic. Și am terminat-o și am recumpărat-o din nou pentru că am fost foarte mulțumită. Această cremă, eu am folosit-o. Stați așa un pic să văd dacă este aceasta. Da, aceasta este. Eu am folosit-o, dar în ambalajul vechi. I-au schimbat ambalajul. Am scos-o din ambalaj să știți. Și mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este o cremă grasă. Eu având tenul uscat și dacă folosesc o cremă grasă, imediat mi se face sebumul la loc pe față. Și am recumpărat-o. Eu prima dată când am cumpărat-o, am luat-o la ofertă. Nu știu, știu că am fost random în super drog. Și am găsit-o, vă zic sincer, la, cred că nici o liră, nu mai țin minte, la câțiva pii, nu mai țin minte, era ultima. Și am cumpărat-o, acum am căutat-o pe Boots și am văzut acolo o poză, era o poză cu crema veche și această cremă, că și-a schimbat aspectul, cutia. Și un produs nou, nu știu cum este, pentru că pe Boots era oferta, cumpărai două produse și îți alegeai un al treilea gratis. Produsul care era cel mai ieftin nu-l plăteai. Și mi-am luat așa o spumă de curățare. Nu știu cum este, n-am mai folosit-o. Am luat-o inițial, vă zic sincer, pentru gene. Wow, mami! Ce sunt alea, mami, artificii? Yeah. Super, mami! Du-te și uite-te! Beautiful, du-te și uite-te! Pentru că îmi pot curăța mai bine genele. Gata, atât am avut de zis pe această seară. Păi mami, probabil s-au terminat, mami, o să mai urmeze alte artificii. Da, decât atât am avut de zis, iar noi ne revedem mâine. De fapt, ne vedem mâine, în câteva secunde pentru voi. One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad.
Girl, when you look like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn, girl, I need you. How many times do I want you? Cause we could be so completed. Baby, I'll never want anyone new. Astăzi este a doua zi, ceasul este vreo 1:30, dacă nu mă înșel, aproape 2 oricum. Noi dimineața, după cum bine ați văzut, am fost în orașul vecin, în Warrington. Sunt puțin așa supărată, pot să zic, Catalina se simte iarăși rău, cred că are roșu în gât. Am sunat dimineața la GP înainte să plecăm, am zis să mergem la... pentru că o doare de ieri, dar ieri nu a fost așa de grav, mai grav a fost aseară înainte să o pun la somn, pentru că mi-a plâns atât de rău, nu voia să bea nici apă, nici nimic, 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 a și vomat. Și da, am apucat să-i dau cu niște spray-uri în gât, i-am dat că a făcut și febra aseară, a avut 39,2 sau 3, ceva de genul. Și da, am sunat dimineață și mi-au zis că dacă este decât de ieri, este trecută la minore, adică gen că nu este atât de important și că ar trebui să mergem, o să ne fac o referință la farmacistul nostru să ne vadă el. Când am ajuns acolo la farmacist, bineînțeles, i-a sunat și a zis că nu, că având febra aia trebuie neapărat să o vadă un doctor. Chiar acum aștept să mă sune, că nu m-au sunat până acum, ea plânge, da, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac cu ea, că m-am săturat, băia a trecut burta, a fost răcită, apoi a luat-o burta, i-a trecut burta și acum a luat-o gâtul, deci nu mai știu exact cu ce să mai ajut. Le-am cumpărat și niște miere de manuca, vă zic sincer. Poate, poate o să le treacă sau poate le... Bine, Alana n-are nimic oricum. Poate le, nu știu cum să zic eu, le întărește sistemul imunitar mai mult sau... Nu știu că m-am săturat să le văd așa. Alana e pe ei, se joacă. Soțul a plecat cu Catalina să o mai destind așa un pic, să ia pâine. Eu o să mă apuc acum să gătesc. Cumpărăturile pe care le-am făcut din mall... bineînțeles, din nou, Primark și Pound. Nu o să vi le arăt astăzi, o să vi le arăt mâine, dar voi o să vedeți în vlogul următor, pentru că în acest vlog deja v-am arătat câteva cumpărături, ce creme și așa. Oricum, în ultimul timp am început să vă arăt mai orice cumpăr, și pentru că știu că așa mi-ați zis că vreți să vedeți ce cumpăr, pentru că vă dau idei, vă inspir pe multe dintre voi, pardon. Și eu nu pot decât să mă bucur când aud asemenea cuvinte. Alana merge. Da, aștept acum din minut în minut, o să opresc mașina soțului astăzi. Aștept să mă sune. Oricum, dacă nu mă sună ei astăzi, diseară când o să vină soțul de la muncă sau vedem. Dar eu vreau să ajung copilul să mi-l vadă un doctor, pentru că nu mi se pare normal. Niciodată n-am mai pățit așa, adică plânge de azi de dimineață, n-a vrut să mănânce nimic și nici măcar să bea apă, pentru că o doare gâtul. S-a mai destins un pic pe acolo prin mall, dacă
Dacă mă credeți, am cumpărat și înghețată și nici măcar înghețată n-a vrut să mănânce. Înghețata face bine la gât, puteți să citiți. Nu, ne-au zis tot doctorii de aici când a fost ea mai mică și a avut tot așa probleme cu gâtuțul, dar niciodată ca acum. Gata, mă pun acum să pregătesc ceva să mâncăm repede, iar noi ne auzim mai târziu. Deci, noroc că am filmat aseară, că astăzi n-am filmat mare chestie și deja este seară. Nu știu exact, este ceasul, cred că vreo 5:30, dacă nu mă înșel. 5:30 pe acolo. Să vă fac un update. Am fost cu Cataleea până în final, ne-au sunat. Abia ce adormise Cataleea și m-au sunat de la GP, le-am spus care e treaba. Am spus că nu mănâncă deloc, adică cred că v-am zis asta anterior. Nu știu exact ce am zis, știu că v-am ținut la curent, dar când am fost în Warrington, noi mereu ne luăm câte o înghețată de acolo. I-am luat și ei și n-a vrut să mănânce, care înghețata de acolo este preferata ei, m-am oprit un pic pentru că tușam și eu. Și pe mine mă cam doare în gât, dar eu o să-mi dau cu spray și o să iau dropsuri din acelea pentru gât. Sper din tot sufletul să nu o ia pe Alana, să fie... măcar una din ele să fie bine. Oricum, nu cred, dar eu tot sper. Și da, am fost, are infecție în gât. Eram sigură. Deci eram sigură pentru că ea niciodată nu-mi face figuri. Bine, mai făcea figuri la mâncare, dar nici chiar așa. Sau să nu bea apă, sau să nu mănânce dulciuri. Nu, niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Și da, i-au dat antibiotic, i-au dat penicilină și trebuie luată timp de 7 zile, de 4 ori pe zi, adică ar veni la 6 ore. Gata, atât am avut să vă zic. Trebuie acum să mă pun să le fac să mănânce. Sper că o să mănânce Cataleea ceva. Voiam să le fac o supă cremă de legume. Toate că este seară, dar mă gândesc că într-o oră este gata supa. Pe aici, dacă mă vedeți că sunt pătată, m-am chinuit să-i dau Cataleei antibioticul și dădeam așa foarte, foarte puțin, vreo 1 ml, 2, și apoi ea se punea pe mine și mai curgea din gură. Și da, o să, nu știu, o să filmez, o să gătim împreună, pentru că vreau să închid astăzi vlogul aici, pentru că vreau să filmez și mâine, să mai am un clip de rezervă. Sper să filmez suficient. Dar mai mult ca sigur o să filme suficient. Gata, mă duc acum să o trezesc pe Alana. Pentru că ea a dormit, a apucat să doarmă un pic. Iar noi ne auzim din bucătărie. Bă, tine! Aoleu! Aoleu! Da, mama? You don't like teacher? Peppa. Take another one. Vitu meu din jos. Alana. Mami. Alana. Lasă telefonul. Lasă telefonul. Lasă telefonul. Iubirea-se. Bultiecul meu. Ba? Ia strigă pe Cataleea. Uite Cataleea. Ia strigă pe Cataleea. Ce găsit aici? Un șervețel? Hello, pentru că mi-ați tot zis și m-ați tot întrebat cum fac eu pastele la fetițe. Metoda rapidă. Mama? Da, mami, uite acum. Fetițele sunt lihnite, cel puțin Cataleea așa îmi zice. Da, mami, uite acum, e aici pe foc. Vrei să fac tot? Da, mami, uite acum, gata, cum se fac? Eu pun la fiert paste din așa mici. Eu le-am luat pe acestea din magazinul de polonezi și le fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Apoi vărs apa. Ce zice Ana? Vărs apa și mai las foarte, foarte puțină apă în boala sau în... depinde ce ați fiert.
Vrei să mă ajuți? Depinde în ce ați fiert voi. Și apoi mai las vreo 5 minute așa pe foc, până se duce toată apa. Mami, stai așa un pic. Apoi la sfârșit de tot pun o lingură sau o linguriță de iaurt grecesc. Ce ai pățit? Așa. Și la sfârșit de tot mai pun puțină mozzarella. Și atâta, asta este șmecheria. Se fac foarte repede și fetițele le adoră. Gata, încerc să dau... Ce, mami? Sare, mami. Nu am nevoie de sare, mami, că am pus sare. Am pus puțină sare la început, mami, în apă. M-au fier pastele, da? Gata, mă pun acum să le termin și apoi să le dau să mănânce, că Alana oricum e lihnită de foame, Catalina zice că e și foame. Sper să fie așa și să nu mă păcălească și să mănânce și ea un pic, mai ales că a luat antibioticul. Da, mami? How are you? How I am? I'm alright, thank you. I'm a doctor. A, vorbești cu doctor? Da. Am urcat în cameră, mi-am făcut duș și acum pregătesc fetițele de somn. Ia uitați ce isprava a făcut Alana astăzi, ce și-a făcut la ochi și la obraz. Acum, mami, ușor, stai să-mi scot telefonul de la încărcat. Acum, dacă a început să meargă, se dă cu capul de toate cele. Nu știu, eu nu mi-amintesc ca și Catalina să fi făcut așa. Catalina, I'm princess. You are Catalina, princess? I thought, hello, I'm Catalina. Let's go from... Da, ia ascultă-mă pe mine. Tu te, tu te simți mai bine acum? Do you feel... Mama. Hello, dragilor, ceasul este 10. Fetițele au adormit. Vă zic sincer că am adormit și eu acolo în cameră, doar că m-am trezit deoarece am niște haine de împachetat aici pe canapea, niște haine de ale fetițelor. Am mai băgat și o mașină înainte să urcăm în cameră. Trebuie să o întind și pe aceea, să mai bag altă mașină. Nu știu, parcă hainele astea nu se mai termină. Asta este povestea vieții mele, pardon. Cu hainele și cu împachetatul lor. Îmi doresc din tot sufletul să filmez un vlog mâine, doar că nu știu exact ce va fi și astăzi aveam alte planuri de filmat, doar că socoteala de acasă nu bate cu cea din târg, sau cred că așa era o vorbă, sau oricum pe undeva pe acolo, pentru că eu încep să mă simt și eu rău, am o durere groaznică de cap, mă doare în gât și tușesc într-una. Mi-am dat cu spray din acela de al pe care o dau pe Catalina și o să iau niște pastile, paracetamol și ibuprofen și sper să fiu bine, sper să nu mă pun la pământ, pentru că nu știu ce să mă fac dacă o să fiu răcită, dar aia e tăm înainte, de aceea vreau să și fac hainele. Mă uit că sunt acolo pe canapea. Scuze că vedeți tot atâtea întreruperi, doar că tușesc când vorbesc și vă dați seama, nu pot să pun aici exact de fiecare dată când tușesc. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit și astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul meu. V-am zis, plănuisem, nu știu, să gătesc astăzi, să fac ceva delicii cu voi, ceva deserturi și ceva supe, de fapt supe. Voiam să fac o supă cremă de legume, voiam să fac niște cremvâști în aluat, o prăjitură simplă, doar că nu, n-am putut. Au fost alte planurile mele cu ce a vrut Doamne se întâmple astăzi. Dar eu mă rog să fie fetițele bine, Catalei să-i treacă infecția din gât și... O să am timp să filmez și aceste idei pe care eu le-am avut pentru astăzi. Gata, dragilor, mă pun acum să împachetez hainele acestea și să le întind pe cele din mașina de spălat. Iar noi ne auzim, sper, cât de curând într-un nou vlog și să nu ne pună răceala rău de tot la pământ. Pa, pa!